Mă bucur pentru că de ani de zile, eu, ca să fac o paranteză, lucrez din 1993 în asistență socială, deci sunt un pionier în România. Și de foarte mult timp am spus că dacă lucrăm separat și nu la o masă rotundă împreună, să ne ajutăm unii pe alții, nu putem rezolva problemele, pentru că rămâne la mine undeva, nu poți să vin și cu partea medicală, nu poți să vin și cu partea educațională, nu poți să deschid o ușă pe care o poate deschide colegul meu cu mare ușurință. Și deci este un lucru minunat că se întâmplă acum și eu cred că va fi de mare succes și vom realiza foarte, foarte multe cazuri care acum stau așa, ori sunt închise, ori stau în așteptare și nu găsim soluții singuri. A venit cu noutatea pentru că lucrez cu o echipă tânără, lucrez cu o echipă care acum se formează și care își înșusește niște proceduri de lucru și le acceptă. Nu mai avem rutina obișnuită, încercăm să schimbăm. Sunt proceduri de lucru noi pe care a trebuit să le introducem lucrând într-o astfel de echipă și eu zic că lucrurile au intrat pe un făgaș foarte bun.